Astăzi avem o mamă deosebită. Așa e de pe planeta mamei chiar. Este vorba despre... Să știi că e o planetă aparte. Da, e o planetă aparte. Așadar facem legătura cosmică de pe planeta Pământ, planeta mamei. Bună dimineața, Natalia. Semnal prindem? Neața. Bună dimineața. Natalia Madan, bună dimineața. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Ce gătim astăzi? Și eu mă bucur foarte mult să fiu aici și să vin cu o rețetă nouă, dar foarte ușoară și rapidă. Și la fel, e vorba de o rețetă sănătoasă. Este un crumble vegan cu fructe. Ok, crumble e ceva mai nou, un termen mai puțin cunoscut, dar este vorba de fapt o prăjitură sfărâmicioasă. Deci vom avea nevoie de fructe, putem să folosim fructe de sezon, acum îmi pare cel mai potrivit să avem pere și prune. După care nu vom folosi făină albă, cum de obicei le folosim în prăjituri, dar va fi ceva fără gluten, adică făină din ovăz și din migdale vom face la fel o făină sfărâmicioasă. Și bravo. Cam atât și deja doar bravo, condimente. Bravo. Foarte curios lucru. Deja îmi dai de gândit, Natalia, pentru că am mai văzut opțiunea asta pentru specialiștii în nutriție sănătoasă. Folosesc ovăzul în loc de făină, adică pentru datorită conținutului scăzut de așa gluten. E. Noi îți mulțumim foarte mult încă o dată și în câteva clipe o să vedem cum se întâmplă totul. Da, o să vin și eu pe acolo în timpul procesului să gust, să treacă testarea fiecare ingredient. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Mami, mami, nu vreau să mă îmbrac, nu-mi plac ciorapii ăștia, nu-mi place mâncarea asta. Pățești din astea? Cu siguranță. Natalia Madan, stimați telespectatori, e blogheriță, e mămică în primul rând și apoi e blogheriță, mama de doi copii, Adelina și Daniel, blogheriță și patroana, capul, gândul, sufletul, planeta mami. Am citit acolo prezentarea cu Planeta Mami, am înțeles care-i treaba și cu mâncarea. Pentru tine ai ales să mergi pe o variantă foarte așa. E pentru totdeauna mâncarea asta vegetală pentru tine? Sau e o cură care durează câțiva ani? Aș dori pentru totdeauna, dar nu este atât de ușor, dacă sincer, pentru că deja peste 5 ani este mult mai greu. Tentațiile sunt mult mai mari. Da? Da. Și am observat, am făcut o legătură că din moment ce a început pandemia, mi este mult mai greu să mă abțin, pentru că totuși noi mâncăm pe fonul emoțional până la urmă. Și suntem mai mult acasă, în bucătărie. Nu-i de asta, e cumva ne alinăm de multe ori. Deci ca să fie clar, Natalia a trecut pe mâncarea vegană, adică crudități, da? Cu alte cuvinte? Nu crudități, doar am exclus produse de origine animale. Și totuși tentațiile vin, da, cu timpul. Da. Dar este important să ne ascultăm corpul, adică să nu fie o fim prea exigent. Și dacă tot ne-am pomenit în bucătărie, hai să recapitulăm. Ce gătim noi astăzi, Natalia? Gătim... Sau tu, ce gătești? O să te pui și ce mănânc eu astăzi, Natalia? Așa ar fi mai bine. Deci e un crumble vegan. Crumble vegan. Îmi place cum sună, dar putem și să o numim prăjitură sfărmicioasă. Asta e mai clar. Da. Nu folosim nici unt, pentru că de obicei se folosește untul. Păi e vegan, da. Da. Și am folosit de data aceasta făină de migdale și de ovăz. Pentru că încerc totuși să reduc cantitatea de făină albă consumată, că știm că e procesată. Și dar știm făină care de ovăz, gluten. Și gluten. Și glutenul am înțeles că e proteina aceea care lipește de sine nutrienții și nutrienții nu se absorb. Da, asta e o problemă mare, dar plus la aceasta și ovăzul în general se consideră cea mai importantă cereală, dar copiii nu prea iubesc terci de ovăz și de asta eu încerc să... Că e dulcuț, așa, e bun. Păi, nu știu, fie textura, fie, uite, la un moment dat, gata, ei nu mai vor derge ovăz ai mei și zic, dă să mai improvizez, să fac altceva ca să introduc ovăzul totuși în alimentație. Bine, deci avem, după cum am înțeles, făina asta mix, făină de migdale și de ovăz, totuși ceva zahăr brun. Zahăr brun, eu folosesc zahăr de altă, deci natural, pot fi zahăr de cocos, stevia, miere la urma urmei. Da, stevia, am înțeles că e foarte populară printre cei care evită zahărul. Da,
pentru că eu nici zahăr nu consum și de asta încerc să... și fructe de sezon, evident, pruna în coaptă, în cuptură, e adică fantastică. Ce încă nu s-a mai stricat prin, prin beci se păstrează. Da, și congelate, fructe congelate la fel ar merge foarte bine. Așa că eu te pun la treabă, aici trebuie de amestecat. Da. Bine, nicio problemă. Și tu ce o să faci? Că nu o să lucrezi cu sine. Spune-ne, te rog frumos, mâncarea asta curată, iată, fără făină, fără așa, copiii, tot i-ai impus să mănânce și ei la fel? Că totuși merg la școală, la grădi și... Mai ales Daniela e mai măricel, înțelege ce mănâncă alți copii. E, da, la vârsta lui, în general, e mult mai complicat, pentru că ai impresia că... Cât are? 12, da, deja aproape 13, da. Și la vârsta aceasta, influența din exterior este foarte, mult mai puternică decât cea din interior. Asta e o nebunie cu influența asta din exterior. Da, da. Și eu, eu am crescut la țară, noi eram puțin copii. Aici e oraș. Da, da. Tablete, telefoane, bun, site-uri și... interzise. Ah, da, asta e și mai... și respectiv este mult mai complicat să mențin la ei, dar ce obțin acasă, asta este, e o regulă, dar eu din start nu am ales să fie și ei. E bine că faci regulă acasă, pentru că ceea ce e acasă contează cel mai mult. E și puterea exemplului care poate fi instituită acasă. Ba rămâne deja în subconștientul lor ca ceva, o normalitate pentru ei, ceva care ține de casă, de familie. Când ori crește mai măricei, o să-și dea seama că așa e normal. Da, da. Și o să facă cum a văzut la mama. Eu cred că o să se întoarcă la moment, da, după ce o să experimentez, pentru că curiozitatea este foarte mare la această vârstă, așa că eu îi las. Nu a fost din partea mea tendința să-i fac vegani, pentru că nu cred că este corect. E decizia lor, dar cel puțin a făcut foarte mari schimbări în casă, în familie, în meniu. În afară de mâncare, ce schimbări ai făcut? Că mâncarea e un început. Când spui că devii vegan, asta înseamnă că ai un mod de viață altfel. Da, da, da. Deci, în primul rând, am făcut un pic schimbare în produsele de cosmetice, deci pentru igienă personală, la fel încerc să optez pentru mai puțin toxice. Și... da. Și în viață altceva decât mâncare, ce eu știu, obiceiuri toxice ai eliminat în familia ta? În familia? Da. Prea mult timp la televizor, prea puțin timp cu familia la plimbare. Foarte mult am pus accent pe conectare în familie, pentru că totuși stresul e și el un factor care ne intoxifică și respectiv am pus accent foarte mult pe petrecerea timpului împreună cu copiii, da, cu... Deci noi când ne conectăm, deconectăm Wi-Fi-ul. Da, e mai complicat, evident. Dar cel puțin am făcut careva... Bun, știi cum, primul copil e primul experiment și deja cu al doilea faci careva corectări și respectiv am încercat cu al doilea copil să facă... Ar fi pur și simplu total neașteptat să nu fi făcut toate aceste modificări din moment ce ești dobă de cărți, de parenting și de, și de educația copiilor și a unui mod de familie, așa cum scrie cartea. Am văzut chiar acolo și recomandări. Mie mi s-a întipărit asta cu copiii francezilor nu scuipă mâncarea. Da. O știi? Nu. No. No, e bună, e bună. Am învățat, am aflat de acolo că, uite, e posibil copilul să stea la masă și să nu arunce mâncare pe jos. Da, mă rog, îți recomand. E o carte foarte curioasă. Și, la urmă, aș vrea să te întreb, Planeta Mamii, de când există blogul tău, ca să recapitulăm așa? Da, deci blogul e din 2015. Wow, da. Ai deja experiență. Ei, a apărut, bun, ca o platformă, ca un site. Deci acolo s-a născut. Evident, deja am trecut pe rețele de socializare. E pentru cine? Pentru mame. E clar că e Planeta Mamii. E, în primul rând, pentru mame. Și, evident, în ultima perioadă încerc mai să vin... Mai trag citații cu ochi. Chiar sunt. Deci chiar mă roagă să vin și cu niște sfaturi nemijlocit pentru tați. Dar cumva n-ar trebui tare să separăm. Totuși e vorba de părinți până la urmă. Adevărat. Da. Vorbesc cu un accent foarte mult pe starea emoțională a mamii, sănătatea mentală a mamei, totuși este mai mult solicitată până la urmă, dar strategiile care le prezint legate de creștere și educația copiilor, evident că este pentru ambii părinți. Normal. Iar acum să revenim la rețeta noastră, deci o să avem o tartă sfărâmicioasă, vă amintesc, asta este propunerea Nataliei și toate ingredientele ne sunt de la Linela. Vin sărbătorile, vin, iar asta înseamnă că o să se mulțească mesele pline de oameni dragi, dar și de bucate care își creează amintiri. La Linela găsești bunătăți
aveți pe toate gusturile, pentru toate buzunarele și pentru acele momente unice pe care vrei să le amintești mereu. Linela, de 20 de ani, are grijă să nu ai griji. Hai să trecem, să ne luăm zborul, așa, să aterizăm pe planeta de Mami. De când nu am mai făcut drumul ăsta? Ca să vedem patroana planeta Mami, blogherița, mama, Natalia Madan. Ce bine miroase. Ce a gătit? Crumble. Ai, fierbinte, e crumble. E tarta asta sfărâmicioasă pe care ne-ai promis-o. Da. Hai să amintim telespectatorilor ce e aici. Avem aici făină de ovăz, făină de migdale, fructe de sezon și deja doar condimente și un pic de zahăr. Și se face foarte simplu. Pac, foarte simplu și foarte repede și e bun și cald și rece și dimineața și se mănâncă cu lingura? Sau se taie? Acum, el se mănâncă cu lingura, da, se pune într-un bol, poți să adaugi niște iaurt. Da. Cine vrea să revadă care sunt ingredientele, nicio problemă, oricând puteți să vedeți în reluare, vom posta și pe Facebook și pe YouTube și reluare și pe prime.md, așa că și pe planeta mama. Și pe planeta mama, da? Da, fotografiat, am văzut, ai venit cu camerul, ce cameră mare ai. Mulțumim că ai venit, te mai așteptăm cu mare, mare drag la prima oră, pentru că nouă ne place să mâncăm, ne place să stăm de vorbă cu oameni interesanți și, în general, atmosfera e primitoare, așa, parcă suntem primitori. Și salutări celor de ai casei. Da, mersi și vouă.